prietenilor, prietenilor, afară plouă și literele nu mai sunt. Cred că au fugit de ploaie. Fetelor, să văd, sunt aici? Lipsesc, într-adevăr. Oare să mă scuz prin casă literele? Fetelor, veniți să mă ajutați? Sunteți sus? Cântați la pian, așa-i? Ce faceți, fetici? Hai să... Hai la tata! Le-ați luat voi? Nu. Să o chemăm pe mama, ea trebuie să știe. Așa e, să o întrebăm pe mama. Și eu care credeam că au fugit de ploaie. Oare unde ar fi? Cum mai completăm noi alfabetul? Da, tati, fetelor, m-ați strigat? Da, fetelor, ce s-a întâmplat? Mami, știi ceva de litere? Au dispărut. Cum să dispară? Nu, păi nu s-a afară. Nu, a început ploaia. Tu nu ai văzut, mami, că a început ploaia, uite! Și s-a udat sau ce? Nu! Au dispărut! Oh-oh! Și acum ce ne facem? Să le căutăm prin casă, doar aici se puteau ascunde de ploaie, nu? Iată! Pe patul meu este un T de la Teo! Sau poate un T de la tata? S-a ascuns în patul meu, deci este de la Teo. Nu merge. Dar am o idee, dacă tot ziceți că e de la tata sau T de la Teo, mai bine voi doi faceți litera T și poate-l convingeți să meargă jos la alfabet. Ia să vă văd, v-am învățat la T. Gata, pregătiți! Hai T! Mâinile lipite, decor, picioarele îndoite, drepte, nu îndoite! Și ce faci peste? Oh! Așa! Închide mâinile tati, să stea pe mâinile tale. O ții, mami? Da, da, foarte bine, numai că aș vrea să pun așa. Așa. Este la un T? Este un T? Da! Super! Am dat și P! Wow! Eu știu cum să-l fac pe P. E exact ca la R și la B. Hai, să vedem. Dar până atunci, Teo, reușești să-l ridici pe T? Am uitat de el. A mers, deci a convenit ceea ce ne-a ieșit. Hai, tati, pregătește-te. Mara e pregătită, să-l vedem pe tati. Hai, măruța. Nu iese așa, dar nu așa trebuia. Mara picioarele, așa, și acum îndoaieți corpul. Pune capul la capul lui tati, invers. Invers capul la capul lui tati, așa. Și încovoia spatele. Nu prea e până. A, mai mult, bravo, bravo. Bravo, v-a ieșit. Ei, și Briana l-a ridicat. Și acum mergeți amândouă și puneți-le la alfabet. Avem două din 15, adică mai avem 13. Hai, hai, hai. Fuga, iar noi căutăm în alte camere. Venim și noi, mami, repede! E tot blocat. Hai, vrei să punem literele noastre? E și asta blocată. Lasă, bricolăm noi imediat. Da, da. Bravo, Bri! Teuța, tu? Bravo, Teo! Bri de la P este de la pian! Da, Briuța! Iar litera T este de la Teo! Adică de la mine! Am găsit! Am găsit! Sineu! Nu putem să le luăm! Fetelor, haideți sus să vedem ce litere mai găsim și acolo! Litera A. Hai, Bri, că și asta e blocată. Mami, mami, am găsit foarte multe litere jos. Teo, Bri,
Și noi am găsit aici, priviți, avem litera D. D de la dulap sau delfin. Și litera H. H de la haină. Super! Propun să fac cu Mara litera H. Vino, Mara! Hai, Mara! 1, 2, 3 și... Așa, taram, avem un H. Cine ia dintre voi, fetelor? Eu! Ai reușit! Briana, tu-l vei lua pe D. Eu zic că ai ridicat litera H prea ușor. Și mami ar trebui să ridice un picior. Ca să fie corect. Voi ce părere aveți? Am dreptate. Bine, fie. Hai, mami, și acum și Mara. A, ambele? Da. Nu cred. Haide, hai, hai, hai. Hai. Tam, tam. Așa. Haideți încă o dată. 3, 2, 1. Mai sus, Mara. Așa. Teo, dă-te. Și acum, D. Eu voi sta în picioare. Teo, jos. Nu, eu întâi. Așa. Hai. Acum, Teo, pune picioarele aici. Sus piciorușele. Mami, ți le ține. Trebuie așa. Să fii fundulețul lângă mami. Picioarele drepte, drepte. Drepte, drepte, drepte. Așa, bravo. Iar eu mă las așa. Da, ea stă cu corpul arcuit acolo la tine? Uh-huh. Da. Eu cu capul drept. E bine, Mara? Da. Litera D de la... Delfin! Sau dulap. Super. Ia-ia! Hai, Bun, hai. Hai, Briana. Bravo! Și Lelea! Teo, du-te și du literele. Și tu și... Bri! Hai, fugiți! Haideți, ia să vă, cum le puneți? Uite-l pe Z! Sau o fi N? Nu se poate, încerca tu! Da, da, văd! Hai mai departe să punem D-ul! A! Și pe A! Și pe J! Și pe S! Unde s-au mai cocoțat? Hai, Bri! Pune-l pe D! L-ai găsit! Bravo! Și Teo l-a găsit, super! Să mergem sus să vedem ce litere descoperă Mara în camera ei. Oare M de la Mara? M e deja aici. Mara, ce-ai descoperit? L-am găsit pe M de la Mara, dar... Mara, M era jos în alfabet. Ăsta cred că e altceva. Hai totuși să încercăm. Eu cum am de data asta. Ia încearcă Mara să-l ridice. Nici o șansă. Să încerc cu tine, poate suntem de aceeași înălțime. Încearcă tu, Teo. Nu merge, fetelor. Cred că aveam dreptate, M era jos. Dar ce literă e asta? Înseamnă, mami, că trebuie făcut dublu V. Cine-l face? Eu! Eu fac pentru că e camera mea. Eu! Ambele! Haideți să vedem ce idee aveți. Nu se vede niciun... Mai frumos! Lăsați mâinile jos. Treceți din partea de perdea. Apropiați-vă un pic. Așa. Să dau perdeaua și de acolo. Și avem un dublu V. Tam, 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 tam. A și sărit! Ați nimerit! Acum! W-M! 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 Mai avem de făcut un X! Cum-l facem? X! Așa! O persoană așa... Serios? Și merge? Da! Așa! Hai să încercăm! Vă pot ajuta? Ce ar fi trebuit, tati, să încercăm noi doi, că suntem cam de aceeași înălțime! Filmează-mă! Uite așa! Oh. Da, în cădere doar să-l facem. Tati, am eu o idee. Mara, filmează-ne tu. Tati, stăm spate în spate și ne sprijinim unul pe celălalt, astfel încât picioarele să stea înclinate și corpul înclinat în partea aceea. Să facem așa din corpurile noastre. Da. Ce zici? E ok. Sau mai e o variantă, am mai văzut. Eu te susțin pe tine și tu pe mine. Tu mă susții așa. Așa. Și eu mă las pe spate și eu pe tine și tu te lași pe spate, dar e mult mai greu. Este. Mara! Mara! Te sprijin pe mine? Da. Corpul înclină în partea din față, drept, drept, stai drept, drept, spatele drept. Păi da, dar mâinile? Mâinile așa, tâc, tâc.
așa. Nu, îndoiele, uite așa, ca să fie. Da, și ce faci? Uite-te acolo. Păi așa și eu. Păi îndoiele așa, uite așa. Drept spatele, drept, drept, că nu ești drept. Așa, yay, ne-a ieșit litera X. Super. Mi-a reușit? Haideți să vedem. Bri, încearcă să le iei pe X. Brian îl cunoaște pe X. Hai, Bri. Super. Și gata, bravo, Bri. Acum Mara și Bri, mergeți să puneți literele la alfabet. Mergeți. Eu, hai să ne verificăm la etaj dacă mai există încăperi în care se puteau ascunde literele. În baie. Hai. Bravo! Mara, să vezi ce am găsit în baie! Avem aici litera G de la girafă, găină, vâscă și alte galinacee din acestea. Nu merge! Nu merge! Cum se face în G, Brian, din de mânuțele? Se face în G. G. Păi stai așa, hai pune picioarele aici la mami. Vreau să te pe spate, îndoaie-te și ține mânuțele așa și gata, ăsta e G. Da. Bagă tapa așa. Tapă-i invers. 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 A, așa. Așa. Și uite, e un fel de gând. Te-ai ieșit? Hai să vedem ce propunere au fetele. Fetelor, cum propuneți să-l facem pe G? Mami, știu eu cum. Haide, o să-i arătăm. Se vede? Nu prea. Treceți în pat. Și la avem pe G. Bri, încearcă să-l iei pe G. De ce nu am Bri? Bri. Bri, fugi, Bri, fugi și ia tu, fugi și ia tu, fugi! Nu mai uită de mine! Hai, Bri, hai! Să-l ducem, Bri! Ia să vedem, Bri, unde se află G în alfabet? G de la găină, hai să găsim găina! Yay! Între F și H! Bravo, Bri! Să numărăm câte mai avem. 1, 2, 3, în complet, 4, 5, 6, 7, 8. Încă 8 litere, ne apropiem de jumătatea challenge-ului nostru. Mara, Teo, a venit jos să facem litera N sau Z, cea de aici. Am eu o idee pentru Z. Hai, Mara, ce idee ai? Păi, odată așa... Așa. Te lași pe spate un pic, eu te țin de picioare. Hai. Și îmbiți bine în față. Așa, e rezultat? E bine, e bine, e bine, e bine, e bine. Seamănă bine. Wow. Bravo. Du-te și încearcă să-l iei de pe scări și să-l aduci aici. Ha! Sau zăț. Bri l-a găsit pe J. Îl va face ea cu Teo. Teo, stai în picioare. J în partea aceasta, așa trebuie. Deci tu stai aici, aici. Și asta e L. E L, mami. Așa. Mami, e L. Păi așa. Teo aici. Bri așa. Așa. Dar cu mânuțele așa. Și l-avem pe J. Hai să vedem dacă merge. Bravo. Și pune-l la alfabet. Este J în alfabet. Caută-l, Bri. J de la jucării, joben. Mama, s-o ai găsit, bravo. De la super. Jacu. Și acum sunt. Toate sunt blocate. Asta s-a blocat în weekend. Mara, să-l facem repede pe S. Să-l salvăm de acolo. Hai să facem cu Teo, nu așa, Teo, invers. Stai cu sândulețul pe mine. Așa, Mara. Nu, nu așa, Mara, hai să arătăm și apoi face ea cu mine. Da. Haideți, fetelor. Așa, și un sau cu capul așa. Super, ai înțeles, Teo, cum să-l faci? Bravo, Teo. Hai că ți-a ieșit. Și l-am făcut pe S de la sfânt. Sau soare. Sau soare. Super, avem o grămadă de cuvinte cu S. Adu-l, Teo, și pune-l la locul lui. Opa! Aici! Repede! Avem litera E. Haideți, fetelor! Așa. Teo, dă-te! Dă-te! Hai!
Și? E A? Este A, dar fără Teo. Hai să vă arăt cum e A. Așa. Acum ridică. Așa. Ia, ia, vrei și eu cu mama. Hai, Teo, hai. Doar eu să mă plec așa. Păi, să le facem pe toate. A, A, A. Să nu le-am găsit pe toate. Păi, dacă l-am făcut pe A, să încercăm și pe A. Mara, cum facem noi căciulița de la A? Uite așa cu o mână, eu așa. Și tu așa? Hai! Ce zici? Ba da! Așa, da, da, da! Așa, hai să ne apropiem acum. Ridică piciorul ăla. Bravo, Mara! Celălalt ca să te pot ține. Și am făcut A. Acare de Mara. Mai sus piciorul, Mara. L-am făcut? Da! Pe aproape! Bravo! Super! Avem și A, să încercăm să le luăm. La 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 la. Lor. Următoarea literă este... În următoarea cameră! Hai! Să mergem în baie! Sau în dormitor! Haideți, fetelor! Hai în dormitor! Q de la Queen, pentru că Mara a cântat Queen, a apărut litera Q! Îl facem pe O... O limbă! Da! A luat o cântată. Hai, mai facem noi doi. Hai să facem noi doi, Teo. Gata? Hai să vedem. Acolo avem virgulița, da? Da. Te-ai ieșit cu chiuma? Ai fundul prea în spate. Cine? Tu. Ah, da? Atunci nu e dreapta? Așa? Da, 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 merge. Ah. Yeah, chiu! L-am găsit pe mâini. Ce e, Sabri? Papa. De la kilogram. Și acum să-l punem la loc pe Q de la Chinta Alfa, de la formația Queen, așa cum a zis Mara. Fugi și pune Chintalul la locul lui. Chintal înseamnă 100 de kilograme și asta ne îndreaptă către K. Și gata. Teo, ce-ai pățit? Hai, Teo, hai, Bri. Da. Și mă ții? Da. Mă ții? La locul pe K? Da. Vino cu K! Și ultima literă din alfabet a fost acum K de la kilogram. Nu e ultima, e penultima literă. De ce? Pentru că mai este litera Î. Nu avem cuvânt care să înceapă cu U din A, pentru că U din A se află în interiorul cuvintelor, în limba română. Ăștia nu, ăștia da, se mai zice ăsta, ăștia, nici ă nu prea se află la începutul unui cuvânt, dar ă niciodată. Așa că avem ă din român, România. Haideți să vedem. Nu îl putem scoate. Mara, să ne străduim să-l formăm pe ă, ca apoi să-l putem lua. Prea mică. Cineva să vină în dreptul nostru să facă virgulița, căciulița. Hai. Stai așa, Bri, și eu te țin deasupra. Sau Cadi te ține deasupra, cel mai bine. Hai, voi faceți A, ulti, Teo, ridică piciorul aici. Și Tati, vino să o ții pe Bri, așa. Că eu nu pot să ridic. O ridici deasupra, să nu scape. Nu, ăsta este A, Tati, invers. Trebuie să o ții așa, dar îndoită. Așa, hai, pune deasupra, uniți capetele fetelor. Tati, nu din partea asta, din partea cealaltă, să te pot filma. Deasupra. Yay! Avem U din A. Și a doua, sau Teo, una aduce litera, cealaltă căciulița. Uite. Wow! Teo i-a dat mare litera. De la au schimbat între ele. Literele astea și-au schimbat căciulile între ele. Și mechere litere. Și am terminat tot alfabetul nostru este complet. Am convins literele să vină la locul lor. Voi, dacă v-a plăcut challenge-ul acesta, dați-ne un mare like. Să adunăm la acest challenge 10.000 de like-uri și promitem că facem alfabet challenge cu acțiuni sau daily routine în alfabet challenge. Vreți să vedeți cum luăm cina la începutul alfabetului? De dimineață, prânz și seară. Păi nu! Vom face activități din rutina zilnică, în ordine alfabetică. Vom începe cu A. Ce activitate facem noi zilnic cu A? Anana!
Ananas. Nu facem ananas zilnic, că nu e o activitate. Mergem la aeroport. Nici asta nu facem. Facem niște aerobic. Aerobic. Și facem niște gimnastică aerobică, cu asta vom începe. Asta apoi cu bunătăți. Putem să facem bunătăți sau să mâncăm banane, să facem ceva cu bun. Sau să facem boroboase, poate-ne. Da. Cu că luăm cina. A treia activitate va fi deja cina. Hai să facem de la 3, 2, 1. Ce vrei? Hai, așa încheiem vlogul. 3, 2, 1 și... 1, 2, 3 și... Vă mulțumim că ne-ați urmărit, sperăm că v-a plăcut acest challenge. Până data viitoare, vă spunem la revedere și... V-am pupat! Pa, pa! Iar noi acum mergem să facem o altă, să îndeplinim o altă provocare. Mara vrea să facă DIY de Paști, așa că mergem la cumpărături să vedem ce găsim pentru DIY. Și vedele rămâne acasă cu bunii. Nu, no! Nu, a dispărut! Încă o dată! Aici era mama. Ceva pe patru. Bravo! Ai filmat? Cum a făcut? Bloopers! Cum a făcut? Bloopers! Ce-ți vede? O, da! Ăla nu merge drept, pentru că e... Hai că merge. Le-i mai pe spate. Stai, că nu se vede tu. Te cumesc ca pe jos. Aici. Dar tot mama stă în spatele meu. Tot mama stă în spatele tău. Dar fără de să ți-l prind? Nu! Așa. Păi o să fie un tâc cu pleată. Hai băi, Teo. Hai, Teo. N-a filmat nimic. Nu cred. N-a filmat nimic. Nu glumești, nu? Ba, nu. Și la mine e un tâc mic. Nu te așteptai să te iau în brațe, dar eu te amuzant! Litera O de la scaun. Nu. Da, da, ești prea bună. Cam așa ceva. Hopa! Gata. S-a picat podul. Și-am găsit în baie. Să mergem sus să vedem ce litere descoperă Mara în camera ei. Teo! Deslipește toate literele. Hai, urcă-te-n bani! Bună ziua! Hai, așa, ia-stă jos! Da, bine, hai! Și mai deasupra? Tocata! Lăsa!